Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Păun. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM este un scriitor celebru. Igor Bergler este regizor, scenarist, critic de film, doctor în management și profesor de naratologie și este cel mai bine vândut autor român din ultimii 30 de ani și singurul ale cărui cărți au fost publicate în peste 30 de țări de cele mai mari grupuri editoriale ale lumii. Recent, ultimul său volum, Minciuna lui Michelangelo, Catedrala în flăcări, a apărut și în România la editura Litera. Bun venit la Europa FM! Bine v-am găsit, mulțumesc frumos de invitație, e o surpriză plăcută. Mă gândesc că ați făcut o trecere destul de abruptă de la modul în care începeați cumva să studiați la Politehnică în Timișoara, în ultimul an al comunismului, la scris bestselleruri. Cum s-a întâmplat trecerea asta? Păi nu, eu cum zic, lumea care își mai amintește cum era atunci știa că dormi în pace, țara inginer te face. Ce am vrut eu să fac, regie de film nu se putea face pentru că introduseseră niște legi absolut cretine cu regie la seral, trebuia să lucrezi, să locuiești în București, era imposibil. Și atunci presiunea, valul, ca să zic așa, m-a împins încolo, înspre Politehnică, unde am intrat cu brio, dar imediat ce a venit Revoluția, de fapt m-am prins în armată, în anul următor am rezistat 2 luni la facultatea aia, după care mi-am luat lumea în cap și am plecat în Italia, de fapt. Așa că Politehnica e un accident, mie Revoluția mi-a făcut foarte bine, m-a scăpat de oroarea asta, n-aș fi fost în stare. Bun, cumva începuturile au fost modelate și de familie și de niște mătuși, din ce am înțeles. Cât de mult din apropierea asta față de mamă, față de cele 3 mătuși deja celebre din biografia dumneavoastră, și-au pus amprenta pe ceea ce este Igor Bergler azi? Păi, lor le datorez tot. Le-am și dedicat prima carte, Biblia Pierdută. Ele sunt cele 3 nume misterioase, cele 3 mătuși care m-au crescut. Maica mi-a fost profesoară de limba și literatura română și rusă. Și sigur, ea m-a învățat să citesc, ea mi-a pus primele cărți în mână. Am fost un fel de copil minune. În clasa a doua, când lumea abia învăța să scrie, să citească, eu știu că am și acum cărțile alea, sublimneam subiectele și predicatele din Jules Verne pe care îl citeam. Subiectele cu albastru, predicatele cu roșu, complementele cu verde și nu mai știu ce mai ce părți de propoziție mai erau pe vremea aia, cred că nu s-au schimbat foarte tare, deși deci a avut o mare influență. Cum ziceam, în clasa a doua, când lumea buchisea, asta e prima amintire pe care o am și nu știu dacă o am eu sau dacă mi-a fost povestită și se văd urmele în cărțile rămase, dar asta e că eu într-a doua citeam toată seria Jules Verne. Asta e meritul mamei mele exclusiv, iar meritul mătușilor este tot efortul pe care l-au făcut să mă țină la atâtea facultăți pe care le-am tot făcut și n-am vrut să termin. Începusem să ajung ca un personaj din Livada cu Vișin, studentul etern. Dar nu cum făcea Cioran ca să mănânc la cantină, ci pentru că tot voiam, scuze, să mă hiperspecializez. Asta, deci eu sunt integral creația familiei mele, acestor surori minunate, cărora un vârf de-a meu le-a zis după un roman celebru al lui Aldo Palazeschi, Surorile Materase. Da. Cât de bine vă amintiți prima carte pe care ați citit-o și care v-a marcat? Nu mi-amintesc care e prima carte pe care am citit-o. N-am cum. Nimeni nu-și poate aminti. Adică, acum depinde, dacă ai citit-o prima la 30 de ani, atunci s-ar putea să-ți aduci aminte, dar la vârsta aia nu știu ce-o fi fost. Niște povești nemuritoare, presupun. Cred că alea erau pentru că aveam o bibliotecă solidă. Cred că le aveam pe toate. Întâi mi-au fost citite și după care, încet, încet, am început să le citesc eu. Cert e că aveam sub vârsta de școală. Adică m-am dus și târziu la 7 ani, deci probabil aveam vreo 5 ani jumate, 6, când citeam povești nemuritoare. Astea
mă fac... A, nu. Am o culegere de povești, bravo, bine că, uite că mi-am amintit, despre care pomenesc și în minciuna lui Michelangelo, că tot ați spus despre ea, care e o colecție de povești orientale, în care la un moment dat era foarte fericită, i-am transferat-o lui personajului principal, Charles Baker. Și da, primele povești pe care mi-le amintesc sunt Vaca din Lună și Brahmanii cei lacomi, uite. Și Puiul de Șacal, erau niște povești din China, din Japonia, din Thailanda, din Filipine, foarte ciudate și foarte altfel. Aia e o carte pe care am citit-o de atâtea ori încât nu se mai puteau la un moment dat, din ce mi-amintesc, prin clasa a doua, a treia, probabil nu se mai găseau pagini din ea, zburaseră toate. Și acum am încercat să o recuperez de undeva, de 10 ani fac munca asta de săpat. Până la urmă a găsit-o cineva într-o bibliotecă fărfenițită cu pagini lipsă și nu am luat-o de acolo, sigur n-aș fi făcut asta, dar mi-a fotocopiat-o și acum o am în format electronic, ca să zic așa. Da. Aia e cartea de căpătii care apare și aici în minciuna lui Michelangelo, ca să știți semnificația ei. E și pentru Charles Baker prima carte, da, uite, bună întrebare. Și mi-amintesc că da, Păcalea Ștendală, pe care o reeditat acum editura Arthur, am senzația aia cu desene minunate, așa, Petre Dulfu, cred că, și tot atunci, reeditată și ea acum de câteva săptămâni, chiar foarte recent, sunt acele mituri și legende ale lumii, cred că e Alexandru Mitru, cartea albastră frumoasă, cu, unde unul dintre personajele mele favorite, care apare și în Biblia Pierdută, e Sidu, Don Rodrigo de Vivar, și acolo am citit prima oară povestea lui, sigur, pe scurt, pentru copii, câteva pagini. Dar acolo, astea sunt primele mele cărți, ca să zic așa, și Jules Verne, sigur, Carl May, Dumas, care m-a fascinat foarte tare în copilărie, și cel mai mult cartea mea de căpătâi a copilăriei mele, ca zic așa, este Peripețiile bravului soldat Schweiker, al doilea război mondial, și a rămas și acum. Deci n-am prea evoluat din ce se vede. Mă uitam la cărțile pe care le scrieți și, în general, pare că urmează așa o rețetă din asta unui succes deja anticipat. Cum s-a născut ideea de a pune niște subiecte care, în mod sigur, creează controverse și asupra cărora lumea, după ce le parcurge volumele, se întreabă cât este mit, cât este adevăr? Cum a apărut rețeta asta? Rețeta? Nu, cred că era o rețetă. Sunt niște reguli. Cărțile, narațiunea are niște reguli. Ca orice știință. E o știință de a spune povești. După aia vine talentul, dar dacă nu știi regulile, destul de greu scrii ceva care să fie viabil la oricine. Sigur, te poți încălca. Talentul și geniul încalcă regulile și o face într-un mod magistral, dar întotdeauna le cunoaște, să știți. Lumea care își imaginează că vreunul dintre marii interpreți, ai să gen de muzică, știți că umbla legenda asta că Pavarotti nu cunoaște notele. Aiurea, hai să fim serioși. Numai că cunoaștea, era și profesor la conservator și așa mai departe. Deci nu se pune problemă. Deci trebuie să știi notele ca să scrii... o cantată, o sonată și ceva mic, un lead. La fel e și aici. Înveți notele, există niște reguli ale narațiunii pe care le poți învăța din mai complex sau mai simplu. Dacă mergi într-o școală americană, înveți lucrurile simple, clare, care vin tot de la școala formalistă rusă care a teoretizat lucrurile astea, sau le înveți din partea cealaltă și după ce știi regulile, începi să scrii. Sigur, regulile astea au fost formalizate abia la începutul secolului trecut. O să întrebați cum făceau cei de dinainte care nu știau regulile sau nu făcuseră școală. Ei simțeau regulile, le aveau în ei, au înțeles, și cei care le-au formalizat și le-au teoretizat n-au făcut decât să analizeze întregul parcurs al istoriei literaturii și au văzut ce din narațiunile care se țin încă și sunt valabile și solide respectă aceste reguli. Deci trebuie să ai un set de reguli. Nu e o rețetă asta, sau dacă în măsura asta e o rețetă, dar... Nu cred că e o rețetă. Iar cărțile mele sunt... Urmează un tipar care e al meu, aș zice, ideolect estetic. Nu cred că seamănă decât ca gen literar, să zicem, care se cheamă fact and fiction, factition, fapt și ficțiune, în care faptele sunt importante. Adică nu e acel gen de literatură personală pe care o scrie din burtă și, cum să zic, din...
doar din inspirație și din asta, ci are o mare parte de istorie și de cercetare în zonă, în zonă istorică, tocmai din cauza asta. Foarte mult ați întrebat cât e adevărat și cât e... Am un prieten care mi-a zis, nu mai zice că ceva nu e adevărat acolo. Deci, nu, zice, Dan Brown, întotdeauna când e întrebat ce e serios, în ce scrie el și ce e ficțiune, zice, domnule, tot absolut, nu am inventat nimic. Eu sunt doar cronicarul vremurilor mele și așa sunt și eu, cronicarul vremurilor mele. Sigur, acolo unde istoria e neclară, găsim niște... adevăruri care sunt adevărurile autorului, adevăruri literare, dar care nu sunt mai puțin adevărate decât istoria reală, mai ales că orice istorie e ficțiune până la urmă. Prietenul meu, Pavel Șușară, tot spun asta pentru că mă distrează, spune că istoricul e un scriitor fără imaginație. Deci, iată, noi suntem istorici cu imaginație, dar să nu creadă lumea că avem de-a face cu o carte istorică a cărei acțiune se petrece în trecut. Nu. Acțiunea se petrece. Asta, iar trecutul există doar din punct de vedere al consecințelor asupra omului de azi. Deci... Nu v-a fost teamă vreodată de teoriile conspirației care ar putea fi alimentate? Din contră. Abia aștept să alimentez teoria ale conspirației, pentru că conspirațiile mele sunt mai interesante decât astea care umblă aici, ne distrug viața și aș zice sunt în comparație cu astea benigne. Adică prefer ca lumea să-și asume conspirațiile mele, mai ales că unele dintre conspirații nu sunt deloc inventate. Cel puțin în minciuna lui Michelangelo, conspirația asta cu înființarea creștinismului și cu dominația bisericii în lume nu e nicio invenție. E o realitate dureroasă și se vede acum în apoierea cu care tratăm criza prin care trecem, că această conspirație ne-a săpat, cum să zic, șanțuri adânci în circumvoluțiunile care unor le-a înlocuit de-a dreptul. Bun, aș putea forța lucrurile să zic că tot ceea ce se întâmplă acum, discuția legată de biserică, e cumva o mare campanie de PR, de fapt, pentru lansarea acestei cărți, nu? Da. S-au gândit la mine, dar aș vrea să fie fără atâtea victime, dacă se poate. Adică, campanie de PR, dar, cum zic, nici nu ne-am n-am programat noi bombele astea care se petrec la fiecare pas și în fiecare minut. Da, e o campanie de PR. Eu aștept o reacție a unor oficiali. Dacă patriarhul astăzi nu o să joace golf sau nu o să-și admire telefonul de aur sau, cum să zic, nu o să-și încerce nouă tip de Mercedes și coboară din altarul lui, poate pune una, citește cartea asta și ne spune și nouă ce părere are. Da, mă îndoiesc. În altfel de cărți, din, să zicem, din același spectru, biserica a avut niște opoziții destul de vehemente și niște reacții. Nu e din același spectru, deloc. Nu citește nimeni de acolo chestiunea asta. Abia de citesc Biblia. Știu o grămadă de foarte buni creștini care n-au deschis Biblia în viața lor. De altfel, sunt majoritatea. Scrie, e și un studiu la care se face referire și în minciuna lui Michelangelo. Dar haideți să fie o discuție veselă și bogată asta, să nu ne luăm de lume, că după aia... Bun, hai să revenim la... Nu avem niciun război cu nimeni. Nu. Hai să revenim la cărți. Vă amintiți când a fost momentul în care prima carte a avut succes și a venit propunerea de a fi tradusă și în alte limbi și a merge cumva la export? Anticipați cumva că vor urma toți acești pași într-un ritm atât de accelerat? Eu am sperat să fie și mai accelerat ritmul și am avut o mare dezamăgire, pentru că nefiind din zona asta, nu știam nimic, dar nu știa nimeni din România, pentru că nimeni n-a avut experiență asta, deci nici măcar n-am avut pe cine să întreb. Mi-a mai povestit Mircea Mihăieș, care are niște cărți publicate, dar la editori universitari afară. Și, în primul rând, că n-au venit nicio propunere de afară și să știe toți scriitorii că ea nu vine. Nu există propuneri de afară pentru cărți din România. Sau, în general, pentru orice scriitor din altă țară, inclusiv din alea mari. Doar dacă ești un nume, nu? Trebuie să te lupți singur. Deci e o bătălie. Sigur că știu când a fost marele succes. Biblia pierdută a avut succes din prima, pentru că acolo, fiind un autor necunoscut și debutant, a fost o campanie de marketing, zice lumea, destul de inteligent dusă și se vede care au fost rezultatele. Deci a fost o campanie reușită de marketing. De fapt,
eu am început printr-o campanie de marketing să-mi... inclusiv să scriu prima carte și să o promovez, în sensul ăsta aveți dreptate că e ceva rețetă în ea. Dar față de ce mi-am planificat, a ieșit cu totul altceva. Așa că, da, sigur, am vrut să scriu o carte care se poate citi oriunde în lume, deci să fie universal valabil, nu cu teme foarte locale sau să fie de interes mondial. Așa că l-am ales pe Dracula pentru prima carte, toată lumea știe personajul, dar sigur am întors povestea, sper altfel decât s-a spus până acum, deși s-a spus de foarte multe ori. Traducerile sunt lupte. Munca de foarte, foarte grea multor agenți. Ca să te ia o editură afară, trebuie să ai un agent sau trebuie să faci lucrurile pe care le face Institutul Cultural Român, care sunt gogoși, hai să fim serioși. Ce alea nu sunt. Când autorul român, care e tradus din banii noștri ai contribuabilului, fără să ne întrebe nimeni, timp de 10-15 ani, adică are propte în continuu, e tradus la edituri marginale în exemplare confidențiale care nu există niciunde și nu se pot cumpăra niciunde pe banii contribuabilului, asta nu e o soluție. Deci ca tot ce se întâmplă în România, până și sprijinul autorului, nu știu cum se întâmplă în alte arte, nu mă bag, dar am văzut ce se întâmplă, cum face Institutul Cultural Român selecția și cum sunt tradus și cine e tradus, mai ales avem parlamentari care plâng prin Parlament, după care anunță prin ziare, fac o campanie că o să ia premiul Nobel pentru literatură, deși ei sunt traduși toți pe banii noștri, cum ziceam, la edituri care nu există, acolo care sunt tipografii plătite și ele tot din banii contribuabilului român. Și atunci ăștia vin și zic, eu am 15 cărți și se compară cu mine care am cărți la Penguin, Random House și la Planeta și la cele mai mari grupuri din lume, la editura lui Umberto Eco au apărut toate cărțile din Italia, nu? La Nave di Teseo și așa mai departe. De ce sunt supărat? O să întreb ceva. Sunt supărat pe chestia asta, pentru că ca de obicei trăim într-o impostură și într-o concurență neloială. Noroc că lumea a început să se prindă, pentru că, dar dacă n-aș fi făcut tot timpul caz de chestia asta, lumea n-ar fi înțeles. Încă mulți nu știu cum se întâmplă lucrurile. Deci trăim în zona asta a literaturii, a traducerilor, în aceeași poveste. Ești tradus și valabil atunci când editura de afară plătește traducerea. O traducere pentru o carte de dimensiunile astea costă undeva între 25 și 50 de mii de dolari, ca să fie clar. Atâta costă doar traducerea. Ori Institutul Cultural Român plătește asta. Asta e bine ca politică. E bine că sprijini autorii români. Sigur, asta trebuie să facă o politică culturală. Problema e pe cine sprijini, cum sprijini și în ce fel o faci. Și ce rezultate are asta? Pentru că dacă efortul tău este doar de a plăti această traducere și nu de a găsi edituri unde cartea să conteze. Că ei ce fac? Bifează niște traduceri, în general pentru o gașcă de prieteni. Eu nu sunt supărat, eu n-am nevoie, n-am cerut niciodată bani și nu am nevoie, pentru mine cumpără editurile de afară. Dar trebuie să înțelegeți ce se întâmplă și cât de importantă e o traducere. Ori până când literatura română nu va păți ce a pățit filmul românesc, lucrurile nu o să se schimbe. Deci, autorul român trebuie să se bată să-și găsească agenți afară care să-l vândă, așa cum face filmul românesc. Astăzi, oriunde mergi în lume, în orice țară și ceri de la guverne, de la entități private, niște bani pentru o coproducție cu un film românesc, ușile sunt deschise pentru rezultatele care au fost în ultimii 20-25 de ani. Deci, cu cât ies mai mulți scriitori afară la modul serios, cu atât o să avem șansa să ieșim și mai mulți și să poate facem un număr clasă. Bun, deja am divagat, ne-am dus într-o direcție sensibilă, cred. Nu, e important. E important pentru că lumea nu înțelege lucrurile astea și decât să tot povestesc cum am scris, cum v-a venit ideea, mai bine spun ce e interesant de aflat, nu știu, zic. Sau ce blochează ideea. Da. Bun, apropo, m-ați dus în zona aia de filme. Se bate cumva regizorul cu scriitorul Igor Bergler, care... S-ar bate dacă ar face filmul, da. Da, unul trădează pe altul, nu există, nu poți să le faci pe toate. Numai Sergiu Nicolescu era scenariul și regia și rolul principal, toate rolurile singurale și rolul calului. Nu merge, de asta
sunt ce atât de proaste filmele alea. Când unul face două lucruri, în general îl trădează. Sigur, există filmul de autor, scenariul și regia, dar ăla e un film de tip special, nu de soiul ăsta așa comercial, să zicem. Deci, dacă ar fi să fac filmul, m-aș trăda, dar nu l-aș face eu niciodată. Sigur, aș putea să mai dau cu părerea, să mai dau câte o sugestie, dar atât. Înțeleg că, cel puțin în perioada asta, ca regizor v-am pierdut și vă concentrați doar pe scris? Pare că dacă m-aș pierdut, nu e o mare pierdere, știți cum e. Sper să fiu un câștig autorul, dar regizorul nu e o mare pierdere. Nu. Bun, revenind la autor, cât de mult timp ia pregătirea unei cărți? Cum ziceam, în cazul meu, că nu pot vorbi despre altcineva, Biblia pierdută... Astea sunt cărți pentru care, într-un fel, te pregătești toată viața. Pentru că dacă o să vedeți, adică știți, bogăția de teme și felul în care sunt dezvoltate, nu au cum să fie făcute într-o singură zi sau într-un an sau în 10. Ai tot citit, ai tot văzut, suntem, nu zic așa, un loc comun, produsul întâlnirilor noastre, nu numai interumane, dar și cu lucrurile pe care le-am citit și le-am văzut, cu locurile în care am umblat. Așa că durează mult. Propriu zis, așa, aplicat pentru cărțile astea, cea mai lungă documentare a fost exact la cartea asta care a apărut acum, la Minciuna lui Michelangelo. Hai să o mai arătăm atât și din partea asta, nu numai de la dumneavoastră, uite aici. Deci cea mai lungă a fost pentru cartea asta, care are 6 și ceva de pagini, e o carte groasă, pentru că e o temă foarte sensibilă și despre care nu știam foarte multe lucruri, recunosc, și atunci a trebuit, și e foarte riscant să faci orice greșeală în argumentația de aici, așa că trebuie să verifici din câte de multe surse poți, să știi că nu spui prostii. Și autorii care iubesc, după cum vedeți, deja abia a apărut cartea de o lună și nici nu are o lună de când a ieșit în librărie, nu? N-are încă, mâine, poi mâine, și o să vedeți deja câte comentarii sunt și de ce fel sunt, adică se pare că lumea iubește cartea asta tocmai pentru documentarea asta serioasă și minuțioasă, nu știu, unele le place thriller, unele, dar nu poți, adică trebuie să fii serios să faci lucrul ăsta, din punctul meu de vedere. Există și autori care tratează povestea asta istorice plin de greșeli și de imprecizii, ori eu nu vreau să fac asta. Cărțile mele sunt serioase din punctul ăsta de vedere. Adică nu vreau să-mi trădesc cititorul care, printre altele, mă cumpără și pentru asta. Vă alimentați din comentariile pe care le citiți online? De la cei care v-au citit cărțile? În ce sens dacă mă alimentez? Dacă vă ajută în vreun fel, dacă sunteți atenți. Sunt drog pentru mine și mă țin penia de plutire. Le citesc atât de mult cât pot, nu le pot citi pe toate, dar multe dintre ele fac efortul să le citesc și încerc să înțeleg ce spune lumea acolo. Țin cont de ele, dacă sigur. Sigur, multe dintre ele sunt foarte inteligente, cele mai multe, majoritatea covârșitoare, ceea ce arată că totuși nivelul cititorului nu e atât de jos cum credem noi și nu sunt atât de puțini la numărul de cărți pe care îl vând, și asta e o surpriză. Bine, e vorba și de educație. Ai publicul pe care ți l-ai educat să-l ai, corect? Da. Trebuie să le duci alții până să ajungi să le duci tu. Dar e adevărat, am avut, cum să zic, dorința asta să aducem cât mai multă lume aproape de cărți. Chiar cineva mi-a spus, domnule, bravo, pentru că ai adus mulți oameni pe care credeam că i-am pierdut din nou înspre carte. Și sunt mulți oameni care scriu și zic, domnule, n-au citit o carte de mult, nu mă mai interesau, îmi priseau, cartea asta dumneavoastră m-a adus din nou înapoi spre literatură, ceea ce e bine. Igor Berglă. De asta vor beneficia, exact ca și cu scriitorii care ies, de asta vor beneficia și ceilalți autori români. Și nu mai români, dar mai ales români. Igor Berglă, de ce credeți că românii citesc mai puțin? Cel puțin statistic. De ce facem tot ce facem mai puțin? De ce suntem coada Europei la vaccinat? De ce? Din aceleași motive. Pentru că suntem o societate rurală, neurbanizată. De fapt, asta e problema. Mutarea brutală de la țară la oraș n-a produs orășeni, ci a produs mahala. Noi suntem o țară care, cum zic eu,
România e o mahala gigantică. Nu mai e sat, da? E o dezrătăcinare, o străinare totală de oameni care nu știu să se comporte și nu s-au adaptat urbanului, pentru că noi n-am avut oraș. Istoric vorbind. N-am avut mai niciodată oraș. Am avut două, trei cetățui și acolo un colț aici, o mică Vienă care era pe un metru pătrat, un mic Paris care era la fel, un kilometru pătrat și mai departe. Restul era vai și amar și a fost vai. Deci noi avem o întârziere istorică îngrozitoare. Îngrozitoare, pe care o plătim acum și care a fost perpetuată prin nulitățile care au fost împinse tot timpul la vârf, dar nulitățile astea sunt oglinda celor care îi împing la vârf, să nu ne imaginăm că poporul care îi împinge e altfel. Așa că asta e problema. Problema este educația și cine face politicile de educație, dar nu e de azi de ieri, e din totdeauna. Vă tentează cumva să faceți o comparație între cititorii din România și cititorii din celelalte țări în care sunteți traduși, în care ajungeți cu cărțile? Cititorii care citesc în România sunt la fel de buni și de inteligenți precum cititorii care citesc în alte țări. Acolo ar fi mai mulți, da. Da. Și am niște surprize, adică pleci cu niște prejudecăți, cu bula asta ta minusculă, mai, care toată se întinde un pic, dar tot, nu poți face studii sociologice, nu se știe. Prima regulă în marketing e niciodată să nu ții seama de părerea ta sau a celor pe care îi cunoști, pentru că e irrelevant la numere mari lucrul ăsta, adică greșeala pe care o fac mulți, sunt, țin cont numai de părerea lor și cred că asta se, cum se explică universul și e unic, dar nu e așa. Și atunci am avut surprize incredibil de plăcute și foarte multe de la oameni din locuri la care nu mă așteptam, cu meserii la care nu mă așteptam, să le placă cartea și nu doar să le placă și să zică ok, am învățat ceva și a fost interesant, ci să facă niște comentarii mult mai inteligente decât am crezut vreodată. Asta mă încântă pentru ei, scriu și ei sunt, cum ziceți, aerul ăsta pe care te ține să faci mai departe asta. Încoată, din sate de nu știu unde, din localități de nu știu unde, cu meserii unor fără studii, alteori cu studii medii, alteori cu studii superioare, dar e foarte variat publicul meu și de asta și numele, că n-ai cum să faci, să vină 300.000 de exemplare dintr-un titlu dacă n-ai un public atât de larg. Și asta mă bucură foarte tare. Înseamnă că nu-i totul pierdut încă. Există cumva vreo frăție a scriitorilor contemporani? Un pic de stat, un pic de efort ar putea să ridice capacitatea generală a nației asta, dar nu are cine să-l facă. Asta. Reiau întrebarea. Există dacă cumva vreo... învățământului zice am decât 5 minute, în momentul ăla nu mai are nici să discutăm. Și așa au făcut toate. Uitați-vă la... Tot îmi vine să intru în politică, dar pentru că e jalnic. Adică oamenii ăștia, nenorocirile ăștia, astea ne influențează viața într-un fel, cum să zic, definitiv. Există cumva vreo frăție a autorilor români contemporani? Există cumva vreun ajutor pe care îl primiți de la ceilalți colegi care au succes în această perioadă? Nu. De ce? Nu-i cunosc. Nu. Eu nu sunt, nu vin din literatură, sunt oameni care de la 20 de ani, nu, și timp de 40 de ani și-au format găști, au coagulat, vin, dar eu vin din cu totul altă zonă, sunt un intrus în zona asta și n-am făcut gașcă cu nimeni până acum. Nu mi s-a propus, n-a fost să fie. E foarte interesant că vă considerați intrus, deși aveți un istoric destul de mare deja în domeniu. 6 ani. Am și mi se pare puțin? De când a apărut, foarte. La nivel istoriei universului nici nu există 6 ani, dar la nivelul istoriei unei literaturi, gândiți-vă că sunt 30 de ani numai de la Revoluție. Deci, sigur că e foarte puțin. Sunt un intrus, da, în continuare și... Sunt și resimțit, cred, de unii ca un corp străin. Ceea ce nu e neapărat rău. După ce apare o carte pe piață, deja există planul pentru următoarea sau lucrurile se întâmplă cumva ceva mai natural și nu e planificat neapărat fiecare pas? Când am scris Biblia pierdută, nu știam că o să mai scriu o carte. Deci atunci m-am concentrat pe asta și în timp ce scriam Biblia pierdută mi-a venit ideea pentru Testamentul lui Abraham, recunosc toată ideea, tot povestea centrală, nucleul. Deci am luat-o, am arhivat-o, am pus-o deoparte
Tot atunci am apucat să mai scriu 3 cărți și am scris așa câteva capitole la fiecare. Așa că, acum, de exemplu, pentru partea a doua la mincinul lui Michelangelo, nu-i programat nimic, habar n-am ce să scriu acolo. Deci, lumea crede că gata, știu tot și am rezolvat. Nu, nu, nu știu. Nu știu ce o să scriu, habar n-am. Cum e procesul ăsta de scriere? Vă închideți într-o cameră, vă luați liber, nu știu, și fugiți undeva în munte, la mare, vă izolați undeva sau cum vin ideile pe care le scrieți? Asta e vorba celor de la Divertis, habar n-avem cum ne vin ideile, totul e când le auzim prin cap, circulă catrenurile și câteodată mai și fluieră. Nu știu cum vin ideile, nu cred că cineva poate să spună. Poate există un secret pentru unii, eu nu știu să le provoc, eu nu folosesc substanțe din asta care să mă stimuleze în niciun fel. Așa că n-am pur și simplu. Stai acolo în fața paginii și tot scribălești, măzgălești, te gândești și până îți vine ceva. Problema e că cu cât ai ști mai multe lucruri, cu atât vei ști și mai multe lucruri și îți va fi și mai ușor să afli lucruri. Cum cărțile mele nu sunt despre ceva, niște trăiri interioare, cum ziceam, niște cărți personale, nu-i foarte liric nimic, atunci eu îmi găsesc subiectele din jur, nu? Și în general trebuie să fie subiecte puternice, care să aibă o miză universală. Dracula e, nu? Știm, în Lincoln despre eliminarea sclaviei, iarăși. Și despre istoria tuturor cărților, despre Biblioteca din Alexandria. Minciuna lui Michelangelo e despre creștinism, dar și despre Michelangelo, despre renaștere. Temele sunt mari, ții teme mari și vezi ce e interesant din ele, ce îți face cu ochiul, ce e altfel. Ai nevoie să, cum se cheamă asta, naratologie, uite, o să folosesc un termen, se cheamă insolitarea funcțiilor. Adică trebuie să găsești povești pe care oamenii le știu, dar să fie altfel, să fie întoarse într-un fel, să fie insolite. Adică felul, un personaj poate intra în cadru pășind, spărgând ușa, sărind pe niște arcuri, aruncat dintr-o dronă și așa mai departe. Important e să încerci să faci lucrul ăsta altfel decât l-a făcut altcineva, dar în același timp nu total altfel, ca să păstrezi un rapel pe care să-l putem recunoaște, pentru că în general respingem ce nu recunoaștem. Deci ești tot timpul pe muche de cuțit într-un echilibru destul de precar, asta, calea asta regală, nu? Nici acolo, nici acolo, să nu scape piciorul. Asta e, după părerea mea, echilibristica asta pe care îți facă autorul între ceva cu totul nou și ceva care să nu fie cu totul nou, ăsta e secretul succesului, cred eu. Percepeți cumva succesul ca pe o presiune suplimentară? Nu, ce presiune? Presiune, nu? În contră, e motorul cu care, cum zic, e combustibil. Succesul e combustibil. Nu numai financiar, că te face să nu mai trebuiască să, nu știu, să ai șansuri sau să mergi la serviciu de la 8 la 5, nu că ar fi ceva rău în asta. Dar îți dă mai multă libertate din punct de vedere, succesul, dar sigur te și motivează, pentru că știți cum zicea cineva, oricine are în el o carte, o singură carte. Problema începe dacă ți-a ieșit prima ok. Oricui poate să iasă o carte. Să te vedem, devii profesionist de la a doua, dar și aia poate fi o coincidență. Știți, testis unus, testis nullus, adică unul e zero. De aceea, dacă prima e o întâmplare, a doua e o coincidență, regula începe să fie deja când ai de 3 ori. Asta e altă regulă din naratologie, uite, tot spun lucruri din asta. Un lucru ca să existe într-o povestire să se întâmple de cel puțin 3 ori. Altfel e o întâmplare, un accident pe care l-ai făcut acolo. De asta o să vedeți că capitolele, sunt câteva capitole, 3 de fapt capitole în minciuna lui Michelangelo, care se repetă de 3 ori. Fiecare e un joc, o să vedeți. Cumva mi-ați dat definiția de la presiunea la care mă gândeam. Ok, cu fiecare nouă carte cresc și așteptările și dorințele publicului de a avea și mai mult, și mai mult, de a avea o carte pe care să nu o mai lase. Iar cărțile, ca să nu le lași, sunt destul de consistente, fiecare. Da. În momentul în care le scrie, sunteți conștient de această presiune și de analiza care se va face după aia pe text? Cine o să facă analiza asta pe text?
fiecare cititor, fiecare om la care ajunge cartea. Ăsta, da, da. Sigur că sunt, da, 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 da. Eu mă joc cu ei, deci eu cumva am o chestie asta care e cam de set acum. Postmodernismul ăsta s-a cam dus, în care ieși din tine și îl tragi de mânecă pe cititor și îl prinzi în poveste, spunându-i, vezi că ești în poveste, îți construiești povestea în timp ce o și deconstruiești, ești tot timpul autoironic față de tine și de propriul tot text și de propriile tale personaje, fiind ironic și în raport cu cititorul care îi povestești, adică tot timpul îi faci cu ochiul și dacă te ia prea în serios, nu-i bine să te ia prea în serios. Aici, în asta sunt niște subiecte mai serioase, dar tot, de desubt, tot e, sigur, Testamentul lui Abraham e, cum să zic, cea mai personală carte, ca să zic așa, pentru că acolo jocurile sunt absolut nesfârșite și semioză, nelimitată, cum se cheamă asta, și e citat în citat, autoreferențial, metatext, peste metatext și așa mai departe, greu de... Adică acolo poți citi, de la cel mai de jos nivel până la cel mai de sus. Asta e mai, cum să zic, e mai puțin bogată din punct de vedere al stratificării și datorită naturii subiectului, dar și aici e plin de capcane. O să vedeți, sunt unii înțeleg, sunt, hai să dau să spun, de exemplu aici, dacă o să luați Charles Baker ajunge la Palma Nova, la rudele lui și e întâmpinat de rudele lui, ei toate numele din casa aia de la Palma Nova, toate personajele alea care sunt multe, sunt, repetă numele din Decameronul lui Boccaccio. Deci cele 10 nume sunt mereu ale celor 10 tineri. Da? De asemenea, Andreuccio, personajul care merge în căutarea prepuțului sfânt și care jefuiește până la urmă mormântul și fără prepuțul, este tot un personaj din Decameronul. Sunt multe, din multe locuri, dar v-am dat un exemplu. Deci, am oameni care îmi trimit pe Facebook, chiar unul mi-a scris, domnule, am recunoscut asta din Decameron. Și povestea aia cu mutul care a fost luat la mănăstire să violeze, să se culce cu toate maicile pentru că era mut și nu putea să spună mai departe. Nu? Da. Igor Bergler, pentru cineva care ia contact cu prima carte a dumneavoastră, având-o pe aceasta în mână, minciuna lui Michelangelo, Catedrala în flăcări, ce ar trebui să știe? La ce să se aștepte? Ar trebui să se aștepte să se distreze, în primul rând. Ar trebui să se aștepte să-și învețe câte ceva, după părerea mea. Oricum, nu să învețe în sensul că să-i bag eu ceva în cap, dar, în general, trebuie să aibă mintea deschisă. Oamenii cu prejudecăți și cu idei puține și fixe nu au ce să îmi viziteze cărțile. N-au nici motiv să fac asta, pentru că dacă prejudecățile și ideile fixe nu sunt în direcția în care sunt cărțile astea, o să fie foarte nervos și o să sufere foarte tare, mai ales la cartea asta. Mai ales la cartea asta. Nu trebuie să fii de acord cu ce spune acolo, dar trebuie să ai mintea deschisă și să te gândești, să asculți măcar argumentele din partea asta. După aia n-ai decât să le respingi, dacă e vorba despre argumente. Da, nu e o carte documentară, până la urmă e o ficțiune și nici nu trebuie să le ia foarte în serios. Și trebuie să știe că pozițiile exprimate din carte nu sunt neapărat pozițiile autorului întotdeauna. Adică unele sunt, altele nu sunt. Și prezentăm poziții variate, acolo suficiente cât să-ți alegi ce-ți convine. Din punct de vedere ăsta al greutății, cum zic, descrierii, dezvoltării creștinismului, nu? În ceea ce privește pe Michelangelo și acolo. Interpretări personale, poți fi de acord sau nu fi de acord cu ele. Important este să te simți bine că citești, să te distrezi, să-ți stimulezi intelectul un pic, atât cât se poate, și să înveți lucruri pe care al mintere ai avea nevoie de volume întregi, de biblioteci întregi, ca să le citești și să înțelegi. Deci, am mii, dacă nu zeci de mii de volume citite sau vizitate sau răsfoite pentru minciunea lui Michelangelo. Am luat tot ce e serios pe toate temele pe care le atac în carte, în așa fel încât să-mi scape cât mai puțin, pentru că nu poate să nu scape nimic, dar să-mi scape cât mai puțin și lucrurile pe care scriu acolo să fie cel puțin din punct de vedere ale onestității intelectuale inatacabile. Igor Bergler, mulțumesc pentru că sunteți omul de milioane la Europa FM. Vă mulțumesc. Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Păun la Europa FM.